Un copil de 15 ani a dispărut de acasă fără urmă. Familia și oamenii legii îl caută cu disperare. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale efectuează verificări în vederea depistării unui minor în vârstă de 15 ani dispărut din orașul Deta, județul Timiș. În data de 12 martie, Boșlovanu Pavel Cristian ar fi plecat voluntar de la domiciliul său din orașul Deta, iar până în prezent nu a mai revenit. Băiatul are următoarele semnalmente: înălțime 1,75 metri, 65 de kilograme, păr șaten și ochi căprui, îmbrăcăminte, geacă gri cu negru, pantalon sport gri și pantofi sport negri. Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat să apeleze serviciul de urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție. Transmit reprezentanții IPJ Timiș.